puțin despre planul ideologic. Și să alege, fiecare alege așa cum consideră. În Occident se promovează foarte mult progresismul, neomarxismul, liberalismul, faptul că minoritățile ajung să își impună agenda în fața majorității. Are minoritățile. Da. De exemplu, minoritățile sexuale. Vedem așa că mintele minoritățile. În școli sunt introduse programe încă de la clasele primare sau chiar de la grădiniță, în care copiii sunt învățați că este foarte bine să ai doi tătici sau două mămici. Deci, agenda LGBT. Și sunt date multe detalii care părinții spun că sunt revoltătoare. Adică, mulți părinți recent au citit în Marea Britanie 80% de părinți și au retras copii de la școli unde programa școlară impunea obligatoriu această propagandă LGBT. Deci, nu ai voie să critici în Occident orientarea LGBT pentru că nu respect drepturile minorității. În schimb, în Federația Rusă, această propagandă este interzisă. Mișcările LGBT sunt acceptate, sunt permise, dar sunt și propagandă. Acum, eu nu o să mă pronunț cum e mai bine. Fiecare alege, cum consideră.